Oh, dar vai ce iceberguri mișto sunt pe aici, efectiv, în, în acest ocean minunat. Sunt niște iceberguri absolut geniale. Suntem așa, unde suntem? Ok, ok, ok cred că acum știe toată lumea unde suntem. Bine ați venit oameni buni la un nou episod din seria noastră de regatul lor. N-am mai spus chestia asta de câteva luni de zile. Vine vara, vrei să te joci și n-ai bani de jocuri? Am soluția perfectă. Eneba este locul de unde poți cumpăra jocul tău preferat pe care să-l joci la un preț foarte, foarte accesibil. Dar dacă folosești codul meu, beneficiezi de o extra reducere. Link în descriere. Și într-un fel îmi pare rău că n-am mai zis chestia asta de câteva luni de zile. Însă astăzi revenim cu un nou episod din seria noastră de regatul leilor și o să ne punem din nou pe treabă și o să muncim pentru că avem de avem de muncit, oameni buni. Uh, ultima dată, mi se pare că în ultimul videoclip am făcut asta, am făcut acest minunat castel care din punctul meu de vedere e genial, doar că E foarte mare, <laughs> extrem de mare castelul ăsta și o să trebuiască, o să trebuiască terminat cel la un moment dat, însă astăzi nu ne vom ocupa de castel, uh, în schimb o să ne ocupăm de, uh, oh look, mai, încă mai funcționează ferma mea de, de fier, oh shit man, ok, asta e destul de tare și sunt curios, produce ceva fier chestia asta, ia. Păi ești nebun? Oh, ok, 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 deci ferma mea de fier chiar funcționează. Astăzi o să ne ocupăm de... ta da să văd dacă mai pot să zbor, ok. O să ne ocupăm de clădirea de la ferma de lemn, pentru că de foarte mult timp știți că e în plan clădirea asta să fie terminată și n-am mai făcut-o. Așa că, e bine, astăzi o să, o să lucrăm la ea și poate că o să reușim să o terminăm. Nu știu cât de lung va fi videoclipul ăsta, dar având în vedere că n-am mai filmat de mult regatul lor, aș vrea să fie un videoclip puțin, puțin mai lung. Și o să încerc să, să fac chestia asta, o să încerc să, să fac un videoclip mai lung. Pentru început, o să trebuiască să mă duc eu să adun niște, uh, niște ink securi. Bine, hai să și dorm dacă tot sunt aici, că aveam un pat. Uite-l aici. O să trebuiască să mă duc să adun niște ink securi pentru început, pentru că am nevoie de de colorant negru combinat cu colorant alb ca să mi iasă culoarea gri ca să pot să fac acolo cu culoare gri și uh, pe lângă toate astea aș vrea eu să mai fac o modificare și anume uh, trebuie să mergem stați așa să mă gândesc unde aici am astea bun ok am și o pisică pe aici aparent care face miau miau și ție hai să mergem stați așa să arunc candesitul ăsta Hai să mergem în partea asta pentru că am nevoie de niște... de niște bambus. Chiar chiar am nevoie de niște bambus. La un moment dat cred că o să fac ceva și cu țestoasele astea. Că văd că sunt foarte multe pe aici. Aș vrea la un moment dat să le fac una de poșilor. Poate pe aici, pe undeva sau nu știu. Poate o să fac o chestie așa și o să le țin aici efectiv. Niște de astea. Mă rog, în fine, asta e o chestie de... Vedem un viitor. Acum nu. Acum nu. Vedem mai târziu. Bun. Hai să mergem aici jos pentru că am nevoie de niște... De niște bambus. Uai de când n-am mai intrat și în, și în, chestia asta. În peștera asta unde am eu camera cu cufere gen holy shit și ferma asta uriașa de, de bambus. Oh my fucking god, dude. Da, e... E, e tare, e, e tare să-ți reamintești așa de, de chestiile pe care le-ai făcut. Aici avem axolot, îmi pui mei, dar cred că au murit, gen... Mă rog, o să, o să mergi și la ferma asta de axolot, că practic am fermă întreagă de axolot și nu nu contează neapărat axoluția Bun, avem bambusul ăsta și avem niște bone meal, deci e ok, e ok. Holy shit, da, încă, încă arată genial chestia asta, efectiv. Efectiv încă chiar arată genial, dar e, e ok, nu contează. Hai să, ieșim, um, hai să ieșim sus. Perfect. Și hai să facem așa. Și o să cresc eu bambusul ăsta așa și o să-l sparg pentru că am nevoie de, am nevoie de bambus acum. Că vreau să fac o chestie, noi avem deja practic, uh, uh, cum îi spune, avem fermă de sugarcane și practic fermă de sugarkin nu ne mai trebuie și acolo la ferma de lemn avem fermă de sugarcane și nu prea mai avem nevoie de ea, așa că aș vrea să o transform din fermă de sugarcane, aș vrea să o transform în, în fermă de bambus, că fermă de bambus n-am și sincer nu mi strica o fermă strica o fermă de bambus, așa că asta o să și fac. O să merg și o să transform un, um, O să transform în fermă de bambus Nu mai am de mâncare, nu? Da, nu mai am de mâncare ai e Mici mai prost Mai am prăjită, dar n-am luat-o Bun, hai să vedem Uite, intrăm pe aici Pe la geamul ăsta Că avem seal touch Ok O să sparg eu astea Tot sugar nu ăsta Și o să fim practic cu astea așa Aș putea și să le dau câte un dă ăsta și să vină așa, gen la următoarea să crească și să fie, să fie totul ok. Bun. Și acum, practic, ar trebui să mă duc și sus să fac asta și ar trebui să fac asta peste tot. <laughs> Așa că asta o să fac. Bun, și i-am plantat pe toți. Iar acum, teoretic, ar trebui să iau sugar ul de prin părțile astea, ca să nu mai fie sugar în, în aceste cufere. Și eu o să vină cam, cam așa, perfect. Și mai avem, uite, 3 stack de Sugar King, dar mă rog, e pentru că oricum aveam foarte mult Sugar King, gen. efectiv chiar aveam exagerat de mult Sugar King. Bun, probabil că la un moment dat o să dispară și chestia asta, sau dacă nu o să dispară, cumva o să încerc eu o să o ascund, ferma asta de, de pescuit. Fermă de pescuit unde na, mai am și acum niște cărți pe aici și niște niște enchanturi și așa mai departe și aici mai am chestii legate de, de pescuit, lilipeduri pe It's nice, it's nice, probabil o să-l las pentru că teoretic cred că mai merge, eu aveam un data pe... Care, care făcea ca ferma asta încă să mai funcționeze, chit că nu avea neapărat nevoie de data pe cola dar nu, o aveam acolo. Bun, nu mai am de mâncare, dar o să mă duc și o să-mi iau eu de mâncare, după care mă duc să omor Inksekur ca să fac rost de lână și mă apuc să pun lână peste tot. În momentul de față am întâmpinat o problemă destul de mare. Am nevoie de oase și nu știu dacă am fermă de scheleți. Așa că ce o să fac, ok? Adică o să fac o chestie pe care n-am făcut-o până acum. Și anume o să mă pun și o să pun semne, Dude. Pentru că eu efectiv nu am semne și nu știu fiecare chestie unde pui mei duce. Așa că o să avem un semn aici pentru uh, insula. Ok? Ăsta o să fie pentru insula. Hai să transformăm, să pun niște colorant. Și dacă tot am glowing se o să pun și chestii de astea. Bun. Deci ăla e portalul care merge către insulă. Probabil că ar trebui la un moment dat să mă ocup să mai scap dracu de pe astea de pe aici că efectiv nu vezi nimic de, de, chestiile astea. Și e, e urât pe aici să nu, nici măcar nu văd portalul în puii mei. Dar, na, în fine, hai că o să mă ocup și de chestia asta. Probabil. Dar nu acum. <laughs> ok. Hai să mergem în partea asta. Dacă o ținem drept așa, știu că și pe aici ajungeam undeva, dar nu știu exact unde, ok. Ok, dau de că de ăștia și nu e bine că ăștia pot să mă moare pe aici de fucking hell și una n-am Pe caz mă pui mei. Uai de viața mea, ha ha, ha, ha. cât dau ăștia. Vericule, cât damage dau. Mori pui mei, ok, 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 ok. Bun, treaba e că eu nu mai am marc, for fuck's sake și gen e, e, foarte trist că nu mai am marc, că... Fără arc, practic, nu prea pot să fac multe chestii. Bun, aici ce avem? Aici avem laștina, da? Ca să știu ce notez. Nu cred că am făcut eu chestii prin laștina. doar că aveam nevoie la un moment dat de niște slime. Cred că doar asta s-a întâmplat. A, mă rog, și-am luat eu niște pământ de pe acolo. În fine, bun. N-are nimic. Deci aici o să avem... O să punem... O să pun... Ok, o să avem mlaștină și facem așa, perfect. După care, pe aici nu cred că mai avem portale sau... Nu, aici e doar așa o chestie bun. N-are nimic. Mergem în uh, partea cealaltă. Că mai aveam, uite, pe aici, de exemplu. Aici mai e un portal care nu știu unde duce, să fiu sincer cu voi, dar aflăm acum. Trebuia să fac chestia asta probabil foarte mult timp, doar că, hei, nu s-a întâmplat asta, n-am făcut chestia asta. Iar acum când am nevoie de chestii, evident că n-am, nu știu de pe unde să le iau. Hai mă, se încarcă, se încarcă, ok, ăsta e deșert. Bun, deci aici suntem în, uh, suntem în deșert. Putem să mergem înapoi, că n-avem treabă în deșert. Bun, hai să facem așa, perfect. Desert, nice. După care, dacă venim în partea asta, avem și pe aici portale. Din ce știu eu. Bun, hai să facem așa și uite aici. Aici un portal care nu știu cu ce e. Dar aflăm acum. Asta s-ar putea să fie... Să fie la de scheleți, oare? Da, mă, da, da, da. Uite, asta e portalul de scheleți, dude. Holy shit, ok. Ok, n-am... Adică nu cred că am eu oase pe aici. A, ah, ba, da. A, ah, ok, deci am, am oase de aici. Pot să vin să iau oase, bun. Hai că o să vin să iau oase de aici, dar după ce îmi fac acum chestia asta cu săgeți cu puii mei. Bine, vă zic sincer, de când n-am jucat, nici nu mai știam foarte multe ce-i drept. Fermă. Scheleti, bă. Ok, și facem așa. Dacă acolo luăm tot în față o să mai găsim un portal, nu știu unde o să ducă portalul ăsta, dar știu că mai e, mai există un portal pe aici. Și am văzut că mai era un drum pe acolo, dar nici drumul ăla nu știu pe unde duce. Nici nu prea vreau să aflu acum, azi, na, acum doar vreau să numerotez să știu. A, și by the way, cred că va trebui că de curând să ne ocupăm și de fermă de gold. Pentru că dacă o să vină 1.19, ferma de gold din ce știu eu nu o să mai funcționeze, așa că ar trebui să profit să fac ferma și să profit de faptul că ar mai funcționa momentan ferma de gol, că după aia nu prea o să mai am când să, mai, uh, să mă mai ocup de fermă gen. Ok, aici avem jungla, nice. O să, o să notăm și chestia asta. Dar de fapt cred că aș putea să fac o chestie. Uite, o să fac așa, gen. Punem aici junglă, bam, și facem așa. Și acolo în capăt, gen. Bine, sper să-mi ajungă rachetele astea să ajung eu până în capăt. Aia nu cred că mi-ajung. Nu, da, după mine, fucking hell. Ok, Hai să vedem dacă mai ajung, dar nu cred că mă ajung rachetele astea. Hai să mai scot în pui mei rachete, că rămân fără și nu e bine. Nice. Ah, by the way, mi-am spart și tărnă copul de netherite. Uh, somehow. O să vă explic cum. E destul de, e destul de simplu. Min uh, Mina am după magma blocuri, că de asta am și șurcul ăsta, că vreau să mă pregătesc să fac ferma aia. Mina am după magma blocuri și efectiv nu mi-am dat seama că, că, mi se sparge pickaxe așa că s-a spart. Ai, un meci mai prost, n-avem -avem ce face, dar e ok, că, gen, pot să-l fac înapoi, nu e o pierdere, gen, chiar nu e o pierdere, efectiv, chiar nu, chiar nu e o pierdere, bun. Și aici pot să mai fac o chestie, junglă, facem așa și punem așa, gen, și luăm ăsta și punem și glowing sec de ăsta, bam, și așa, perfect. Perfect, și mai țineam eu minte că mai era portalul care duce către end aici sus, nu? Cred că, cred că da, ia, stați așa. O, o, să fac o chestie, o să pun de la început de aici. Nu mai am eu, nu mai am semne, dar o să vreau să fac chestia asta. Ba, și punem așa și o să punem end. Ok, nice. Și dacă fac așa și așa, așa, rămâne așa, perfect. Și acum hai să verific, să văd dacă chiar e end aici sau am pus eu tâmpenii, dar eu țin minte că în partea asta era, era end-ul. Țin minte că era diferit de de alte portale. De aia zic că așa ți minte, dar hai să vedem să nu să nu zic prostii pe aici. Haide. Da, mă, da. Uite, aici era, aici era endul frumos. O, oh, o, oh, o, oh, ok. Stai, ușor, ușor. Bun, teoretic și practic, acum am pus toate toate chestiile la locul lor, din, mă rog, toate semnele pentru portale ca să tiu cam pe unde sunt. Și o să mă duc acum la ferma de scheleți. O să-mi iau de acolo oase, că practic eu de asta avea nevoie de, de oase, doar că na, m-am oprit să, să fac altceva. Și o să o să iau de aici oase și o să mă duc să mă puc de treabă. Având în vedere că am terminat acum cu portalele și așa mai departe și având în vedere că îmi trebuie un pic ex mai de doamne ajută, am nevoie de eficiență, așa că hai să mergem la sătenii noștri frumoși și să văd care puii mei avea eficiență, că nu mai țin minte și Sper că am făcut eu vreunul cu eficiență pe aici Că dacă nu mă, mă tai efectiv Mending Și n ai niciunul cu eficiență Faci mișto, nu se poate Nu se poate, trebuie să fie unul măcar cu eficiență, dude Dude, n-am de cu eficiență Oh my, oh my fucking god N-am de cu eficiență Atunci în cazul ăsta trebuie să fac altceva uh, Trebuie să mă duc să-mi fac un pickaxe Yay, minunat. Hai să mi văd stați așa un pic, să ne uităm la o chestie. Am eu aici cu elitra cu astea, uite, am 3 diamante, bun. Asta e cu Fortune, nu prea mă interesează Fortune acum. Ok. Hai să facem așa. Hai să vedem ce am eu aici. Uite aici am lapis și chestii ok. Deci o să luăm 3 bucăți de astea. De fapt, hai dă mai multe, că poate fac mai multe, poate fac mai multe enchanturi. Ok, bun. Punem ăsta aici, luăm ăsta, Ender chestul. Și acum avem nevoie și de niște lemn, dar că văd că nu prea mai am lemn cu mine. Hai să coborăm la jos. Și după aia o să Mergem, cred că singurul enchant pe care îl mai am eu la de la firma de schelet, așa că probabil o să să mă duc acolo. Nu n-are nimic cărți, cred că nu prea am. Într-adevăr, nu am cărți. Ah, niște cărți de astea, dar nu. Eh, bine, hai să le luăm. Și îmi trebuie niște lem de pe aici, uite, o să iau așa niște lemn de ăsta frumos, ok. Și acum, practic, hai să dăm o fugă să facem enchantul ăsta, că nu prea pot așa efectiv cu cu acest târnăcop e foarte greu să fac lucruri, așa că îmi trebuie o eficiență. Trebuie un târnăcop cu eficiență. Mă rog, hai, poate două să le combin. Ideea e că îmi trebuie eficiență 5, altceva nu mă interesează. Mending pot să-i pun eu după aia, e irrelevant mending -ul. Nu mă, nu mă coafează mending sincer. Mă coafează doar eficiența în momentul de față, că aia, aia am lipsește și eu de eficiență am nevoie. Așa că, let's see, hai să vedem dacă reușesc eu cumva așa. Și fac așa și hai să vedem, ia. Fortune 2, nu e bine. Mamă, ți mi-a dat mai în 2, vai, futuț. Noroc că am grindstone aici. Tot Fortune 2. Eficiență 4. Ha. Ha, ha, ha. Și dacă fac așa... Am scos silta ce de pătă. Aaa, Bine. N-are nimic, dar hai că îmi trebuie eficiență 5, tot nu e, tot nu e bine, gen. Uai, și dacă-l pun pe ăsta pe jos, a dus dracu, gen. Aaa, shit, man. Mă rog, hai că fac eu după aia rost de un... De fapt nu las că cărți mai bine, ba, picior. Power 3, Feather Falling 4, bun, Knockback, ok. Bă, dar asta nu e de level 30? E de level 26, glumești? Cum dracu mă, e de level 26? De, de ce n-am văzut până acum că e de level 26? A, în fine, mă rog, eficiență 4. Nu era nici eficiența 4. O lăsăm așa momentan, pentru că iau o carte de... Iau o carte de Silk și dacă iau o carte de siltaci touch gen o să fie ok Că îi pun, îi pun si shit Au Îi pun uh, Silk și aia e gen nu, nu moare nimeni Da, în principiu n-am vrut să îi pun force, dar aia e un misclick mai prost acolo dacă mă întrebați pe mine unde era Silk că nu mai știu aici e Silk ok, doar că am nevoie de am nevoie de fucking emeralde și n-am emeralde cum făceam să am emeralde cu rotă în flash chestia. Ia, hai să mergem să luăm niște rotă. Îmi Țin minte că aveam eu emeralde, dar nu mai știu sincer pe unde sunt emeraldele mele. Așa că hai să dăm o fugă la grinder. Grinder care e în partea asta. Uite la aici frumos. O să mă uit să văd de rotă în flash. Dacă e ceva rot în flash pe aici, cred că ar trebui să fie gen. Ia, let's see. Ok, avem ceva, nu foarte mult, dar avem punem așa și o să vin eu după aia și o să iau ăsta. La momentan am nevoie de fucking emeralde. Așa că facem treaba asta și o să mergem să luăm, să luăm emeraldele de care avem nevoie. Facem așa, ok. Și o să mă întorc eu după aia după Ender ăla. Evident că nu o să las acolo că am nevoie de Ender Chest, doar că trebuie siltaci mai întâi. Așa că mergem frumos, ne luăm siltaci și după aia îl punem pe, îl punem pe pickaxe. Ia, hai să vedem. Luăm de aici astea. Ok. Bun, 16 de astea. Hai că acum o să golesc ăsta dacă totul îl am. Uai câtă glăgie fac ăștia. Vai de viața mea. Și avem câte emeralde? 48 de emeralde, nice, nu e rău. Nu e rău și 29 de bucăți de rotă în flash, le aruncăm pe aici, Aia. Hey? Avem un șurcăr gol și hai să ne luăm siletaciu de aici. Frumos, bun, tati. Perfect și acum am nevoie de un envil. Eu nu știu pe unde am eu un envil, sincer. Că nu prea mai țin minte pe unde, pe unde există un envil. La mine prin casă, dacă există vreun envil pe aici. Sunt șanse să nu existe un envil pe aici. Ok, pe aici vă că n-am, da, nu mai e nici măcar un envil, nu mai știu unde am ca să înțelegeți cum, cum stă treaba, gen. Dar pe aici nu cred că am envil, nu? Nu cred. A, ah, uitați ferma de axoloți. Încă nu l-am pălat alba. Adică, mă rog, mi se pare, pare că l-o obținu se pălat dar cred că am murit sau ceva. Mă rog, ideea e că na, oricum pot să-l mai obțin dacă e nu-i problemă. Pe ăla foarte rar. Dar unde am, bă, un anvil, bă, să moară Jeana, bă, am un envil pe aici? Ia, hai să vedem jos dacă am, dacă nu, ai, ai craftez unul. Bag piciorul. Bag piciorul în, en în el envil. Da, bă, că n-am nici aici anvil. Ok, fuck it. Hai să craftăm rapid un evil. <laughs> fier aici. Da, cred că am prea puțin fier, sincer. Trei blocuri și... Oh, ba, no. hai că, e, hai că e bine, hai că e bine. Bun, băgăm fierul la acolo și ăsta o să-l pun eu undeva pe aici, cred. Uite aici o să-l pun, bam. Și dacă fac așa, funcționează dacă e să moară Jana. Să moare, trebuie să-l pun pe alt pickaxe, cred că, ca să... Ca să funcționeze ea. Stați așa să încercăm cu alt pickaxe. Sper să nu fac degeaba, dar nu cred. Cred că cu alt pickaxe ar trebui să meargă chestia asta. Unde a băut un crafting aici? Hai mă, dă o dracu, că crafting țin minte că aveam. uite aici. Sunt chiar, sunt bata mama dacă nu. Sunt chiar rău de tot. Bun. Facem nu cunosc pe ok. Și dacă facem așa, în siltaci eficiență 4 și am breaking 3. Bun, pentru moment e bine. Pentru moment e, e fucking bine, ok. Hai să lăsăm astea acolo. Lasă și cărțile astea că nu mai ai nevoie de ele. Și gold beach, red un ok. Na, mă rog, o să rămână niște lapis. Dar... De fapt, știți ceva, la Rău? că de lapis n-am nevoie. Bun, și acum că am în sfârșit și o piquex, dar nu mai am nivele, de aia avem pickex măcar. Mă duc să-mi transform concretul necesar ca să pot să îmi continui treaba. Well, putem spune că am mai lucrat la această minunată construcție, însă din păcate nu e gata și în episodul de astăzi nu o să fie gata pentru că e enorm de mult de lucrat la ea. Însă, partea bună e că am terminat acoperișul. Am reușit să îl fac și acoperișul este aproape gata, trebuie să-i adaug doar câteva de mici detalii, în rest e... e complet și mă rog, pe lângă am făcut și pereții care, teoretic sunt completi, ei, mă rog. Hai să zicem aproape, că aici în spate mai avea nevoie de puțin concret, dar n-am mai... Uh n-am mai avut. Asta este. O să, o să termin oricum construcția. O să, o să, fie terminată. E o construcție destul de mare totuși. Nu mă așteptam să fie chiar atât de greu de lucrat la ea, dar e destul de, de mare și atunci na, e cumva normal să, să fie greu de lucrat. Acum partea proastă e că am văzut că am niște probleme cu mobi. pe aici, că am văzut că se cam spaunează niște mobișori, că nu sunt... Nu e luminat pe aici chestii Teoretic nu mai știu dacă e băgat data pe cu... A, ah, da, am dat pe de la cu... Cu mobi să nu explodeze Da, în principiu, în principiu e făcută treaba aici Acum, na, evident, trebuie să mă ocup și din, din interior cândva Doar că pentru moment clădirea e semi-acoperită și asta mă bucură destul de mult că practic era cam ăsta era scopul pentru episodul de azi măcar să o acopăr cât de cât și am reușit să fac, să fac treaba asta bambusul funcționează văd că destul de, de bine dar la început de clip că am făcut ferma asta mă rog am pus am înlocuit chestia asta cu, cu, bambus și na ca să înțelegeți cât am, cât am jucat pe aici că am jucat destul de, de mult câteva ore pentru episodul de astăzi nu o să mai facem nimic la crederea asta că e deja destul sincer și, na, nu vreau să... Nu mă, nu mă forțez gen. Nu vreau să mă forțez să o termin. Că n-are -are sens, nu e o prioritate neapărat credirea, credirea asta. Doar că e o parte din insulă și trebuie și ea terminată cândva. Pentru că am aici un plan să fac și un tunel pe sub. Un tunel de corectare care să vină așa pe sub frumos. Și să ajungă să ajungă aici undeva pe, pe insulă, prin partea asta sau ceva. Doar că, na, până acolo, până acolo o să mai dureze destul de mult cel. Mai buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de regatul Eu sper că v-a plăcut videoclipul acesta de revenire, un videoclip mai, mai lunguț așa. sper că v-a simțit bine, sper că v-ați distrat. Dacă v-ați distrat, nu uitați să lăsați acolo un like pentru că mă ajută sper, super mult. De asemenea, o să vină videoclipuri destul de interesante în curând pe, pe canal. O să vedeți despre ce e vorba, nu vă spun mai multe, doar că o să, o să vă placă atât. o să vă zic chiar, chiar o să vă la ce o, o să urmeze, așa că da eu am fost Dani, iar până data viitoare să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Bye bye!